Mulți s-au întrebat în ultimii ani când vei semna cu o echipă care se bate și în cupele europene și iată că a venit momentul, nu? Da, cred că am ales foarte bine, mai ales că Rapid va juca Champions League și ce a arătat anul trecut, abia aștept anul acesta. Rapid are un avantaj important, acasă, cu fanii, este greu de bătut. Da, acesta a fost și unul dintre motivele pentru care am ales această echipă prea iubită aici. Cu siguranță că într-o echipă în care va juca în Champions League va crește enorm și potențialul tău și pentru echipa națională. Da, cred că echipa se va omogeniza și cu atâtea jucătoare de valoare trebuie să facem treabă. A fost o surpriză pentru tine că Rapid a câștigat campionatul? Sincer, nu. Am mai vorbit cu fetele din echipă și știam ce pot și ce determinare au avut, mai ales pe final. Duelul cu CSM cer foarte repede, în luna august, deja două meciuri, Supercupa și prima etapă. Da, va fi un test, sperăm un test bun, dar campionatul e lung și vor fi foarte multe surprize. Crezi că mai sunt echipe care pot încurca acest duel pentru titlul între CSM și Rapid? S-a investit mult la aproape toate echipele, au fost transferuri spectaculoase. Da, vedem, dacă echipele vor fi sănătoase, nu cred că vor fi probleme. Și voi ați schimbat la Rapid față de anul trecut multe jucătoare. Se poate vedea acest lucru și mai are o problemă Rapid. Rapid a avut un avantaj enorm în sezonul trecut că nu a jucat în cupele europene și a avut mai mult timp de odihnă. Crezi că vor fi două probleme din acest punct de vedere în sezonul ăsta? Da, cred că cu un lot destul de numeros și valoric foarte bine pus la punct, vom face față pe ambele fronturi.